Salutare, stimați urmăritori și fani! Bine ați venit la un nou episod cu aventurierul nostru, Haiducul Wild. Vrem să le mulțumim grupurilor de social media și colaboratorilor pentru sprijinul acordat acestui proiect unic din România, dedicat Enciclopediei Naturii. Vă invităm să ne sprijiniți prin distribuirea și urmărirea paginii de Facebook Haiducul Wild. De asemenea, nu uitați că abonarea la canalul nostru de YouTube cu același nume este gratuită. Pentru ca acest proiect să evolueze, mulțumim ziarului Incomod, Elso Media și Denis Metal pentru sprijinul acordat. De asemenea, orice donație din partea dumneavoastră, cei care vizionați Enciclopedia Naturii, cum ar fi echipamente sau alte lucruri de ajutor, vor fi folosite în expedițiile următoare ale Haiducului Wild. În acest episod, Haiducul încearcă să descopere misterul puterii ciupercilor, secrete păstrate de mii de ani. Ciupercile din pădure sunt organisme din regnul fungi, care joacă un rol esențial în ecosistemele forestiere. Ele ajută la descompunerea materiei organice, eliberând nutrienți în sol și facilitând creșterea plantelor. Structurile complexe și fascinante ale ciupercilor și miceliului dezvăluie un univers de interconexiuni și comunicare, asemănător în mod surprinzător cu legăturile umane. Ciupercile pot comunica între ele. Ele folosesc impulsuri electrice pentru a transmite informații despre surse de hrană sau posibile pericole. Aceste impulsuri cresc în intensitate atunci când ciupercile detectează ceva important. Haiducul spune că invenția internetului și a conexiunilor wireless a fost posibilă datorită cercetărilor inspirate din lumea naturală a plantelor și animalelor. Copacii comunică cu ciupercile prin intermediul unei rețele subterane numite rețea micorizală. Aceasta este formată din ciuperci microscopice care se conectează la rădăcinile copacilor, permițându-le să facă schimb de nutrienți și informații. Această rețea este adesea comparată cu un internet subteran al pădurii. Copacii folosesc aceste rețele pentru a se avertiza reciproc de eventualele pericole. De exemplu, dacă un copac este atacat de insecte, acesta va emite un semnal chimic de avertizare către un copac din vecinătatea sa. La rândul său, acesta, în urma semnalului primit, va produce enzime de protecție împotriva insectelor. Practic, întreaga pădure beneficiază de pe urma acestui ajutor reciproc, atât copacii, cât și celelalte specii de plante. Ciupercile micorizante joacă de altfel un rol extrem de important și în protejarea copacilor de boli. Când frunzele copacilor sunt devorate de un erbivor înfometat, aceștia nu pot fugi. În schimb, eliberează compuși organici volatili pentru a avertiza alți copaci din aceeași specie despre amenințarea din apropiere. În continuare, Haiducul va enumera câteva specii de ciuperci comestibile cu proprietăți miraculoase. Celții, un popor indo-european răspândit în Europa de vest și centrală în antichitate, aveau o legătură profundă cu natura și foloseau diverse plante și ciuperci în practicile lor spirituale și medicinale.
Celții foloseau ciupercile pentru proprietățile lor medicinale. De exemplu, ciupercile erau utilizate pentru a trata diverse afecțiuni și pentru a întări sistemul imunitar. În ritualurile lor, celții foloseau ciuperci pentru a facilita stările de tranziție și pentru a comunica cu spiritele naturii. Se crede că anumite ciuperci aveau proprietăți psihoactive, fiind folosite în ceremonii pentru a induce stări de extaz sau viziuni. Buretele care crește pe trunchiul copacului este adesea cunoscut sub numele de ciupercă parazită sau saprofită. Ganoderma aplanatum, cunoscută și sub numele de artist's conch, este o ciupercă cu o distribuție largă, găsită în păduri temperate din întreaga lume. Aceasta crește în principal pe copacii morți sau pe moarte, contribuind la descompunerea lemnului și la reciclarea nutrienților în sol. Deși nu este la fel de utilizată în medicina tradițională ca alte specii de ganodermă, Ganoderma aplanatum are efecte antioxidante și antiinflamatorii. Piciorul căprioarei, cunoscută științific sub numele de Macrolepiota procera, este o ciupercă comestibilă foarte apreciată. Această ciupercă este frecvent întâlnită în păduri de foioase și de conifere, precum și în pajiști și zone de câmpie. Preferă solurile bine drenate și apare adesea în cercuri de zâne. Piciorul căprioarei este foarte apreciată pentru gustul său delicat și textura plăcută. Pălăria este partea cea mai utilizată în bucătărie, în timp ce piciorul este adesea îndepărtat din cauza texturii sale fibroase. În trecut, piciorul căprioarei era folosită în medicina tradițională pentru proprietățile sale antiseptice și antiinflamatorii. De asemenea, mai era folosită drept înlocuitor pentru pâine, în timpul războaielor, datorită conținutului său ridicat de carbohidrați. Ciupercile sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi proteinele, vitaminele și mineralele, ceea ce le face o alegere atractivă pentru multe animale. În natură, urșii sunt cunoscuți pentru dieta lor omnivoră, care include și ciuperci comestibile. De exemplu, urșii bruni pot consuma diverse tipuri de ciuperci pe care le găsesc în pădure. Căprioarele pot consuma ciuperci, deși acestea nu constituie o parte majoră a dietei lor. În mod obișnuit, căprioarele se hrănesc cu ierburi, frunze, mlădițe și alte plante. Totuși, când ciupercile sunt disponibile și ușor de găsit, căprioarele le pot adăuga în alimentația lor. Mulțumim pentru sprijinul acordat site-ului Forest Vision România. Datorită tehnicii de filmare de ultimă generație pe care ne-a pus-o la dispoziție, vă putem oferi cele mai spectaculoase imagini video captate de camerele lor de vânătoare și supraveghere. Ești curios să afli ce a descoperit haiducul în următorul episod? Nu rata nicio aventură! Urmărește-ne pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube, Haiducul Wild. Rămâi conectat pentru cele mai captivante momente din sălbăticie. Până data viitoare, toate cele bune!